Poiana Santei este aici în graniță cu județul Bistrița. Suntem în zona de protecție, practic a zonei de carantină constituite la nivelul municipiului Suceava și localitățile din prejurim. Drept urmare, limita de județ cu Bistrița este, să spunem, păzită, în ghilimele spus, dar este monitorizat traficul, în așa fel încât doar urgențele să fac obiectul tranzitului dinspre Ardeal spre Suceava și dinspre Suceava spre Ardeal. Patrulele sunt mixte, jandarmi, armată și poliție. În altă ordine de idei, referitor la comuna Poiana Stampei, locuitorii, ceea ce am putut să facem noi pentru ei, dezinfectarea principalelor căi de acces, a domeniului public, a unităților comerciale și a instituțiilor publice se face de 2 ori pe săptămână cu substanțe dezinfectante, în așa fel încât să diminuăm răspândirea virusului nenorocit care ne afectează atât de grav în această perioadă. Astăzi vom trece la distribuirea unor măști pentru protecția feței. Am achiziționat un număr suficient pentru fiecare locuitor din comuna Poiana Stampei. Vom distribui din casă în casă aceste măști. Sigur, cei ca voluntari, care colegii mei din primărie care vor distribui, vor fi echipați corespunzător cu mănuși, mască de protecție, dar vrem să le dăm la fiecare casă să ajungă câte o mască și câte 2 declarații pe proprie răspundere, pentru că este săptămâna mare, este săptămâna premergătoare sărbătorilor pascale și toată lumea trebuie să meargă să facă și ceva cumpărături, trebuie în ghilimele, dar n-ai cum, na, totuși vin sărbătorile pascale și dacă trebuie neapărat să ajungi la Vatra Dornei, trebuie acea declarație să o ai completată. Și acea mască, pentru că la orașul Vatra Dornei, domnul primar de acolo, împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care îl gestionează, au dispus ca orașul Vatra Dornei, toți locuitorii din municipiul Vatra Dornei, să poarte mască pe față, cu strictețe. Și atunci le dăm acea mască ca să poată merge la Vatra Dornei și să nu primească amenzi. În altă ordine de idei, tot prin domnul primar de la Vatra Dornei nu primește locuitorii din alte localități, în principiu cei din Poiana Stampei, doar într-o singură zi, marțea. Sâmbăta nu intră în calcul, sâmbăta nu sunt deschise instituțiile publice, în așa fel încât oamenii din Poiana Stampei nu pot să meargă la șomaj și să semneze acte de șomaj sau să meargă la bancă să-și plătească o rată sau să-și rezolve ceva, pentru că sâmbăta este închis, de aia nici nu iau în calcul. Deci așa a considerat dumnealui că o singură zi pe săptămână este atribuită comunei Poiana Stampei și atunci de asta facem astăzi mobilizarea, să dăm măști și declarații la cetățeni pentru ca mâine să poată merge la oraș și să-și ia cele de trebuință pentru a întâmpina creștinește și așa cum se cuvine sărbătorile pascale, dar cu maximă prudență în această perioadă. Nu am avut niciun caz semnalat la nivelul comunei Poiana Stampei de infectare cu coronavirus, ceea ce ne bucură. Până acum, cel puțin, nu am avut niciun caz. Am avut un număr de 20 de persoane care s-au întors din țările afectate și au stat în carantină cu respectarea întru totul a termenului de 2 săptămâni și a condițiilor impuse. Au respectat, nu au fost probleme. Semn că locuitorii din comuna Poiana Stampei sunt conștiincioși și conștientizează gravitatea acestei pandemii și nu dorește infectarea altor membri de familie sau altor prieteni și rude. Să dea Dumnezeu să nici să nu avem parte de cazuri de infectare cu coronavirus și Dumnezeu să ne aibă în pază și sărbătorile pascale să ne găsească pe fiecare liniștiți, sănătoși și în pace la casele fiecăruia dintre noi, pentru că tradiția de a umbla copilașii după ouă din casă în casă, cred eu că anul acesta nu mai poate fi respectată. Sau să ne întâlnim rude apropiați, mai mulți la un loc și să sărbătorim așa cum știam noi bucovinene să o facem și așa cum eram apreciați la nivel de țară și nu numai. De data aceasta este un pas mai deosebit, dar cu siguranță bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos va trebui să lumineze în sufletele fiecăruia dintre noi, pentru că suntem creștini, trăim cu foarte mare intensitate aceste sărbători creștinești și nu ne putem imagina o sărbătoare ca aceasta să treacă pe lângă noi ca o zi obișnuită.